Iubit în 48 de ore pentru mobilierul de terasă și grădină. Lasă-te inspirat de colecția de mobilier pentru exterior în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro. Ai auzit, Paco? Aniversează 30 de ani de ferestre de mansardă în lumea întreagă. Nu trebuie să-i faci un cadou, dar ascultă cum poți să primești chiar tu unul. Cumpără în perioada 1 mai 15 iunie pachetul promoțional Paco potrivit mansardei tale și primești cadou rulou interior ARS. Consultă regulamentul pe Paco.ro și ia cadoul de la Paco. Ferestrele de mansardă Paco. Modul natural de a îmbrățișa lumina. Ia-ți porția de energie acum și cu arendele tale preferate.
ceasul al 12-lea, guvernul să se trezească și să fim parteneri de dialog, inclusiv în Parlament, așa cum este corect pentru planurile importante, pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, cu titlul de exemplu. Am continuat cu atitudinea pe care am avut-o până acum, dar trebuie să fie care va fi agenda de la sâmbătă. Portări și arma să aibă spriuri lacrimogene pe care se le poate folosi când sunt agresați. Instrumentele de apărare vor avea o capacitate de 50 de mililitri, iar lungimea minimă a jetului de pulverizare va fi de 3 metri. Achiziția ar costa 245.000 de lei fără TVA, arată datele prezentate de profit.ro, iar ofertele vor fi deschise la finalul acestei luni. Mai mult, din totalul salariaților Poștei Române, doar 7.000 nu vor avea spray-uri lacrimogene. Manchester United amână sărbătorirea titlului de către rivala City. Ovidiu Pețenghia are detalii. United a doua clasat în Premier League a învins duminică în deplasare cu 3-1 pe Aston Villa. Au marcat Traoré, respectiv Fernandez, Greenwood și Cavani. Cu trei etape înaintea finalului sezonului, clasamentul duce Manchester City cu 80 de puncte, urmată de United cu 70 de puncte. Dar echipa înfrântă de Ole Gunnar Solskjaer are un meci mai puțin, astfel că formația de pe primul loc, antrenată de Pep Guardiola, nu poate sărbători titlul deocamdată. A fost învinsă acest weekend 1-2 acasă de Chelsea. Cu partida pe față pentru final la UEFA Champions League, trofeu pentru care cele două echipe britanice se vor întâlni într-un meci transmis de Digi Sport și de Digi 4K pentru încheierea sezonului. Vreme frumoasă astăzi în toată țara, în regiunile vestice va fi chiar cald, cu maxime ce vor ajunge la 26 de grade. Vântul va avea unele intensificări în sudul Banatului. La această oră, temperaturile sunt cuprinse între 14 și 23 de grade. Și calitatea aerului este slabă la Cluj-Napoca și în București, potrivit senzorilor Kelly. Atât pentru moment, la știri este ora 12:35. Rămâneți cu Ramon Cotizo la Digi FM. Alexandra, care v-a pregătit Annelisa Andee, My Kind of Love, și J.P. Cooper cu Astrid Singing With Me, și până vine colegul Adico Jocaru, să ascult și The Weeknd cu Daft Punk, I Feel It Coming. I keep singing lately, singing it.